de vedere oficial în acest sens. Cert este următorul lucru. Nu voi fi niciodată de acord cu o majorare substanțială a tarifului la termie. Sumele pe care dânșii le-au avansat sunt dincolo de orice nivel de acceptabilitate. Vorbim aici de posibilitatea cetățenilor de a-și achita facturile pe timp de iarnă. Dar noi încercăm să avem continuare un dialog cu cei de la Veolia Energy, cu reprezentanții celor de la Veolia Energy, pentru a vedea o soluție care să nu afecteze cetățenii. Cert este faptul că pe sezonul de iarnă 2018-2019 nu vor fi sincope în ceea ce privește livrarea, furnizarea de energie termică și de apă caldă. Sunteți pregătiți pentru a lansa o nouă licitație? Suntem pregătiți pentru a aborda orice fel de soluție. Știți foarte bine că noi am finalizat și o strategie, acolo sunt dezvoltate anumite lucruri. Aștept cu nerăbdare, deși a fost pusă pe ordinea de zi a ședinței trecute, să fie aprobată această strategie pentru a demara anumite proceduri.